запиши на студенту. Ситуация на зеводиасе есть оправе катастрофально. Инвестиции са уредуют спорно у нивел экстраординарный жест, на 167 миллионов de dolari, pe când încă vreo 4 ani urmă era 600-800 milioane. Inflația a depășit deja cu două cifre, este exprimată negativ la prognozele și ținta Băncii Naționale 5%. Veniturile reale s-au redus de la 312 dolari, adică veniturile reale, dar salariul mediu la 1 ianuarie 2015, în prezent constituie 240. Adică pur și simplu, puterea de cumpărare s-a redus. Ultimii 9 luni, un indicator extraordinar de important, de prima dată în istoria economiei, este absolut, cum se spune, în cădere totală, volumul vânzărilor. Deci, puterea de cumpărare s-a redus și numai în prezent, acum, s-a evitat această problemă că 95% față de anul trecut, volumul vânzărilor în comerț, 96% față de anul trecut, perioada respectivă în acordarea serviciilor populației. Aceste indicatori sunt foarte puternice, foarte îngrijorătoare, necătând la ce a crescut șomajul, aproape în două ori, a crescut, din față am vorbit, datorie de stat exprimată în externe s-a majorat cu 35% față de perioada respectivă anul trecut. Datorii externe la 1 octombrie s-a majorat cu 14%, dar au dat cu garanția aceasta guvernului eliberată în noiembrie Băncii Naționale cu 14 miliarde de lei, probabil că va fi deja fantastică la sfârșit de an. Toate aceste indicatori, da, și cel mai neplăcut faptul că ratingul investițional al Moldovei, care este calculat de agențiile internaționale Fitch și Moody's, a coborât de la cel recomandabil din 2009, care noi am avut când ei au moștenit această guvernare, o țară cu un sistem național financiar, unul din cele mai 5 cele mai stabile. În prezent, el a coborât la aproape anti-default, adică riscant. Asta se explică și într-un moment crește vertiginos rata la creditele comerciale, deja undeva s-a aproape cea medie la 16%, dar cred că nimeni mai puțin de 22% nu poate obține un credit comercial decât încă la sfârșit de anul trecut e liber, se putea de luat un credit cu 12%, ceea ce era suportabil pentru economie. Asta reflectă că noi spre sfârșit de an vom avea o recesiune totală. Încă o lună urmă, Banca Mondială a dat prognoza că produsul intern brut la sfârșit de an va înregistra 3%, peste două săptămâni a spus 2,5%, ieri a publicat prognoza că produsul intern brut a Moldovei se va majora numai cu 0,5%, dar cred că vom avea un minus. De ce? Fiindcă speculațiile valutare deja nu mai pot fi făcute, dar în cele 3% care au fost înregistrate la 1 august, creșterea PIB-ului, 2,2% aparține produsului așa numit valoare adăugată creată în sistemul financiar intermediar, adică speculațiile cu valute. Asta deja se oprește, este limita posibilităților. Căderea totală avem în vânzări, căderea totală în transportarea încărcăturilor, transport feroviar, aerian și fluvial, și autotransport. Vom avea, prima dată în istoria poate economiei, o recesiune foarte și foarte profundă la 1 ianuarie 2016. Cum de ieșit este o întrebare aparte, dacă va fi timp, mă referim aceasta iarăși foarte succint, dar realitatea este de acest gen. Ce va fi cu miliardul furat din rezervele statului? Deci un fapt absolut obraznic,
di fuori dei precedenti di storia e economia, che le servono valutare a statuto, si finisce in modo deschis, anche per il concorso governatore invece nazionale, che è responsabile per consolidare e assicurare sicurezza a queste riserve. E primul ministro, che la fel, este obbligato per legge. Io ho finalizzato, per regret, a fare di o notă pesimistă profundă, nu pot pronunța. Vă mulțumesc mult pentru evoluție protestă. Consider că populația Moldovei nu dispune de capacități pentru a protesta. Pentru că pentru aceasta are nevoie de a înțelege ce se întâmplă și de a avea capacitatea de a te organiza. Populația noastră fiind cretuită de atâtea reforme, antireforme, fiind cumănită de atâtea mass media mincinoasă, de viță mare, nu e în stare să înțeleagă ce se întâmplă. De aceea, ea poate fi doar scoasă la proteste organizate din afara ei, ceea ce noi vedem, proteste la care participă oamenii inconștienți și plătit. Adică, aceste proteste nu sunt un factor politic. Ele sunt doar un pretext politic pentru cei care sunt la putere sau cei care vor să schimbe ceva în folosul lor, cum avem un alt platformă dată, care este finanțată de o altă grupare paraoligarhică. Eu consider că evoluția în următoarele câteva luni, cel puțin până în primăvară, nu va fi influențată de aceste proteste. Iar Moldova este o mărime geopolitică prea mică ca să aibă, ca să fie un subiect în schimbări. Deci orice schimbări politice din interior sunt dictate în toate cazurile după 90 încoace de influențele exterioare. În cazul nostru, în Moldova, influențele sunt dictate de ceea ce numim așa convențional Occidentul. SUA și Statele Unite, SUA și Uniunea Europeană. Rusia are influență foarte slabă și, după cum a demonstrat, Rusia nu folosește metodele, să le spun așa, soft, moi, ca rețele sociale, ca propagandă, ca revoluții de catefia și așa mai departe. Metode care le folosește Occidentul. Populația noastră este populație, adică este statistică, nu este popor, adică nu este cultură și de aceea este, nu poate fi consolidată. Va fi permanent, atât timp cât ea nu își revine, nu va putea să fie un factor politic. Iar cei care organizează aceste proteste, nu vorbesc de platforma, da, acolo situația este foarte limpede, este un proiect plătit. Celelalte două proiecte, cum le numesc în primul USADON, poate că sunt și plătite, dar nu au capacitatea de a schimba situația și joacă pe aceleași metode proaste ca și platforma DA. Și ei doar pot să mențină cât de cât interesul, doar prin mesajul lor geopolitic. În rest, ei sunt de aceeași incapacitate, poate chiar și mai slabă decât alternativă de la guvernare sau de la din piața, da. Vă mulțumesc mult. Domnul Domnul. Bună ziua, deodată, domnul prezent. Astăzi niște băieți ne-au putut în cărți. Dar nu nici n-am jucat în cărți. Deci n-am jucat și astfel de. Deci eu când zicem ce va fi mai departe, noi iarăși încercăm să ghicim ce va fi. Toate aceste probleme care noi astăzi discutăm un pic de la naivitate de pusurile. Iarăși constatăm, nu merge industria, nu merge economia, nu merge. Întrebarea este, băieți ăștia au metat puteri și nu vor să plece. Și împlu buzunarele cu bani, chiar știu că peste 3, 4, 5 ani vor șterpele eu din țară, astăzi am intrat în lană de grâu sau de căpșoi, își împlu sacul cât mai mult, îl pune pe spate și nu ne poimă de habar, nu are. Deci ne-am pomenit într-o situație că cetățenii, populația
atâte generații care au muncit și au creat țara asta. Acum asta se parcă la marginea drumului ca niște știri, ca niște buriani. Nimeni nu se socoate. Deci am zis, bun, care e mecanismul? 80% din populație nu se sună puterea. Și noi zicem că da, democrație e voința poporului. Și cum voința aceasta? Noi zicem, plecază, ei nu. Nu vor. Și-și găsesc la chei, fel de fel, toți dintre de-ai noștri, zicem, da? Și jurnaliști, și politologi, și fel de fel, grăhători. Și după oamenii eroare și câștig iar o dată în 4 ani. Și iar o dată în 4 ani. Deci ea când zicem că da, o chestie ar fi ca să conștientizeze cetățenii. Vă rugați-o ce se face în sate. Acolo e mort. 200-300 de lei, acela în care parte îi spui, în parte și ea se duce. O mare parte din populație mai conștientă plecată. Deci eu cum văd? Ce va fi mai departe cu Moldova? Eu cred că acum puterea și ea apărare ca să nu cedeze, După părerea mea, chiar și europenii, până și sus sunt fiind sistem de factorul Rusia, dacă nu ar avea astăzi susținere, sau dacă europenii și Statele Unite ar zice că da, vrem să pun poporul, plecați. Eu nu plecau. Dar aici este, ne-au prins în aspectul geopolitic și da, să răi, dar stați acolo, să nu vină altfel mai răi, din punct de vedere geopolitic, cel mai mult. Da, ăștia sunt alimentari, dar anume noi suntem prinși aici, în acest clivaj, după părerea mea. Au să întindă procedura, mâine pe mâine se vor întâlni, vor promite ceva, da, creăm o comisie, nu vor ceda aproape nimic și etapa următoare va fi o presiune, în primul rând asupra lui Dodon și Lusatei, cu platforma, da, poate vor mai discuta, ori mai întinde acolo ceva. În rest, va fi o presiune din punct de vedere pentru următoarele alegeri, ca să-i distrugă și să-i discrediteze, iarăși din punct de vedere geopolitic, un sistem. Sistem aici, Ucraina și alte chestii. Deci dacă protestatarii aceștia, și de o parte și de alta, ar fi avut o susținere din punct de vedere externă, lucrurile mergeau altfel. Așa cum s-a făcut în alte țări, da? Când chestii pașnici, cetățenii trebuie susținuți, iar cred că nu-i susține nimeni. Se va disânfla un pic și, cu părere de rău, spre primăvară vom avea o contralovitură față de manifestații, față de manifestațiile date și eu nu cred că mult se va schimba, aceștia vor întinde răzina încă 3 ani de zile. Mulțumesc!